Bună seara, sau mai bine zis bună ziua, nu știu, e ceasul 6 și 10. Ne pregătim să plecăm după baltă. Am fost cu vecinul meu Ion, cel mai mare pescar, ca așa să zicem, noi suntem cei mai mari, așa să zicem. Asta e balta. Am folosit momeli de la spaima peștilor. Folosiți cu încredere canalul și faceți momelele că e urgie. Ce o să vă arăt, o să vă speriați. Domnul Nelu, vă rog frumos, lăsați aia acolo și haideți să scoatem și noi puțin peștile. Deci pe aici pe găleată sunt vreo 2, 3, 7. Aici este o jumate de găleată aproape și urmează, nu mai a avut loc în giuvelnic. Ia să vedem acum pe domnul Nelu ce scoate de acolo. Lasă-l la Nelu, ia-l cu tot așa că n-avem timp, n-avem baterie. Ia! Băi, să nu vă speriați, fraților! Ia! Băi, să nu se rupă la... Ia-l de jos, Nelule! Ia-l, mă, de jos, mă! Nu pot. Hai, gata! Stai așa, stai așa, hai cu el după mal încolo, ca să nu se ducă. Să nu se ducă, hai cu el încolo. Nu-l băga în noroi, că e păcat de el. Dă-te mai încoace. Asta e o parte, frate. Cu ce a fost în găleata, scoate și pe ăla la mine în parte. Da. Să vedeți ce face momeala spaima peștilor, chiar că e spaimă. Tot așa trebuie să-l ajut și pe ăsta să-l scoată. Stai așa, nu le se iau de jos, că se rupe! Băi, stai, mă! Hai cu el încolo. Îi recomand, mai încolo că e chiar noroi. Îi recomand canalului Spaima Peștilor să-l pună pe YouTube, să vadă ce am făcut cu momelele lui. Să vadă ce am făcut cu momelele lui saș de pește în 8 ore. 2, 3, 4 la lansetă și la undiță. La undiță l-a rupt. Să defileteze acolo unde e mâna, să defileteze scot. Bun! Vă urez fire zbuciumate, fire întinse, multă sănătate și numai bine. Să vedem, nu știu dacă a filmat, vedem. Te-a luat în mijloc. Ia să vedem.